Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Doamne băieți, lăsați-mă în pace, că nu știu ce are un cavaș calculatorul meu. Deci OBS în ultimul timp pornește foarte, foarte greu. Salutare și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Minecraft Ultra Hardcore, episodul cu numărul 16, dacă nu mă înșel. Și da, episodul cu numărul 16 pentru că eu mai fac live-uri și pe live-uri după aia se salvează ca episoade și le las să rămână ca episoade, gen, înțelegeți voi. Bă, puteți observa că astăzi nu avem shader-ul pentru că astăzi vreau să facem ceva mai interesant, cum ar fi să mergem să căutăm Netherite. Și da, sper că o să găsim Netherite. Și dacă o să găsim, o să fie totul bine și frumos, dar momentan nu. Vreau decât să mergem să căutăm Netherite. Asta e tot ce îmi doresc. Pentru asta, experiență de unde, bă? A, mai mulțit ăștia un pic înainte de episod. Vreau să băgăm în chest, în ăsta, în chest. Mă rog, băgăm în ăsta, diamantele. O să am nevoie de o poțiune de fire resistance. Haideți să vedeți cum o să vreau să minăm după Netherite. Deci avem nevoie de o poțiune de fire resistance. De ăștia, sincer, nu o să am nevoie, că oricum o să mă umplu de blocuri din Nether. De lemne o să am nevoie, pe care aparent nu le-am, nu îmi spune că n-am lemne, frate, trebuie să am. Vedem noi. Ok, de iron ăsta nu o să am nevoie. Să-mi bat picioarele, deci știu de ce mai am nevoie și de ce nu mai am nevoie. Deci de iron ăla n-am nevoie. Am nevoie de poțiuni, asta să fie clar. Avem poțiune de fire resistance, hai să luăm două. Avem nevoie de poțiuni din ăștia grămadă. Hai să le luăm la noi, sincer, ca să fie treaba, uite, băgăm aici. Și ținem din ăsta la noi câteva. Deci n-am nevoie, deci le pun aici, cărțile ăștia n-am nevoie, deci o să le pun aici momentan. Nu știu de ce aș lua o gălată cu apă, sincer, în Nether, pentru că toată lumea știe că gălata cu apă în Nether este aproape inutilă, nu avem la ce să o folosim. De ăsta avem nevoie. De torțe nu o să avem nevoie. Nu o să pun shader-ul pentru că cu shader-ul, băieți, nu o să vedem bine. Prea multă lavă, prea multă ăștia, vreau să vedem și noi ceva atâta timp cât suntem acolo. Ok, și acum avem nevoie de paturi. Pentru paturi avem nevoie de niște foarfece pe care nu le avem. Bă, da, uite, le avem. Dar nu avem lână. Dacă nu mă înșel, nu avem lână absolut. Două bucăți de lână, două bucăți de lână, nu înseamnă nimica. Trebuie să luăm lână. Hai le căutăm oițe să luăm lână. Da, sigur că da. Lectrozaure, dar du-te și caută oițele, mâncați-aș, lectoratule. Mâncați-aș gurița ta, lectrozaure. Caută oițele, lectrozaurule. Lectrozaurule. Ia să vedem. Mi se pare, dacă nu mă înșel, că aveam niște hoițe pe aici. Uite-le. Una. Este chiar aici. Bună, cornut. Bă, ești nesimțită, mă. O lână, mă. Păi ce fac? Nu se face, băieți. Nu. Adică, na, ce să vă zic. Dacă aveam o fermă de oițe, era altceva. Dar cine s-a gândit că o să am nevoie de lânița lor pufoasă pentru a face niște paturi care explodează în Nether, mai târziu. Am 5 bucăți. Mersi. Asta mi-a dat 3. Bă, perfect, fac un pat din el. Oh, 3 și se la tine. Mersi frumos. Ei, cornuto. Ceaci. Mă tot uit, băieți, în stânga că am acolo obiesul ăsta și mi-e frică să nu cumva să... E, bine, mă! Gebule. Uite altă, uite acolo. Uite și aici. Mă, că o să-mi ajungă, cred. 3 ori 3 face 9. Nu știu dacă o să-mi ajungă, dar vedem. Uite, mai sunt și aici, după care poate cresc și la drumul spre de întoarcere, știi? 17. Uite, aia deja a crescut înapoi. Tu crești? Da. Ce-mi place când mănâncă ele și cresc înapoi imediat. Le crește blănița înapoi imediat. Bun. 22. Bă, e bine că, deși nu am avut multe prin jurul casei, tot am găsit ce aveam nevoie. Uite-le și pe asta aici. Dacă tot suntem aici, ăsta ce are? Am breaking 3 doar atât. Bun, și ăsta are că nimic. Uite așa. Uite așa. Bă, ăsta ar trebui să-mi ajungă lemnul ăsta pentru paturi. Asta ar trebui să-mi ajungă pentru 11 paturi. Și eu n-am atâta lână să fac 11 paturi momentan. Hai să mă iau. De fapt, mi ajunge pentru mai mult de 11. Dar mai o să fie. Oiță! Foarte frumos. Foarte frumoasă blăniță ți-ai făcut. Bă, asta a fost aici la data trecută, fix aici. Unde am fost, mă? Pe aici, cred că, a trecut de munte ăsta, așa, mă? Aici sunt lupi. Parcă am mai întâlnit cu lupișorii ăștia, să zic. Na, nu, uite, acolo sunt oițele. Na, n-am urcat aici.
Am uitat. De. Am uitat că sunt pe... pe ultra hardcore și nu sunt pe breazla sălbaticilor. Sigur că am uitat. Dar normal că ai uitat, lectoratule. Cum să nu uiți? Bravo. Trebuie să-mi iau și un cățel, dar n-am avut oase atunci când am venit pe aici, așa cum am și uitat again. Mersi pentru oiți, pentru lănițe. Bă, dar tot nu mai ajung, mă, mâncați așa. Adică, uite, bă, dar ăsta văd că îi place să dea destul de multă lână. Da, nu am de gând, băieți, să mai aștept pe ăștia. A, uite, s-a crescut. Un ori dă foarte puțin. Mai îmi trebuie o lună ca să fac ușor, mă. Bine, dar mi se pare că mai am acasă dacă nu mă știu. Hai, mă! Băi. Dacă dai blăniță, promit că nu o să te ucid. Dacă nu dai blăniță, în schimb, în următoarele 10 secunde, promit că o să-ți vezi părinții doar în poze de pe Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai noroc că i-a crescut lui prietenul tău. Că dacă nu te salvea tipul ăsta drăguț de aici, ete, mă. V-am zis, mă. Și de frică. Dar cum? Mai întreb una din asta la altă. Da, nu cred că... Ăla a dispărut, ăla la altă. Băi, oița cealaltă, unde ești, măi? Oița cealaltă nu mai este, băieți. Uite, mai e un alb aici, în schimb. Bă, cred că o să avem destul de paturi. Sper să fie suficiente, totuși. Sper să fie paturile suficiente. El suficiente. Și acum, cu paturile pe care le avem și cu cunoștințele pe care le avem în acest moment, bine, trebuie să mergem să nu întârnăm cu pure acasă. Care e ăla de siltaci? Ăsta e ăla de siltaci. Trebuie să mergem să nu mai îndărcesc tu, pardon, de acasă. Că altfel făceam chesturile direct de aici, dar ăsta paturile direct de aici, dar trebuie să mergem să luăm endercestul de acasă, să-l avem totuși la noi, că oricum, sincer, oricum nu putem muri, adică, de ce să nu-l luăm la noi? Nu putem muri oricum. Așa, hai să vedem. Așa, ia, vedem, câte paturi facem? 12 paturi? Ok, de-abia am loc de ele, sunteți nebuni? Stați așa să mai bag din ăștia pe aici, că n-am loc de ele, stați. Aha, dar cine? Aici am loc. Gata, asta e tot. Stați așa să iau Ender Chest-ul, că de asta am nevoie. Gata, bun. Ender Chest-ul la mine, asta nu o să-mi trebuiască, o să o bag în chest afară. Și cam asta o să fie. Și mergem direct la... Nether-reală. Fire Resistance, am heal. Ăștia nu trebuie la mine momentan să le bag aici, că... O să am nevoie de blocuri, asta nu o să mai întrebească acum. Lasă-le așa, hai să vedem. Să vedem ce să face noapte. Plecăm pe zi, ne întoarcem pe... Oh, pe aici, pe noapte. Bine, de fapt, la cât o să stăm acolo, s-ar putea să ne întoarcem totuși pe... Pe asta, pe cum se numește, pe... Nu-mi vine acum, pe noapte. Tați un pic, băieți, că am aici o nebunie de aia mare de făcut. Prietenii mei durduli și dolofani, haideți să... Mergem la nedăreală. Bă, avem o problemă, că noi suntem la stratul 57. Asta înseamnă că trebuie să căutăm un loc unde este... Mamă, nu mi-am luat armură de gol din nou. Potion of healing, potion of fire resistance. Nu o să-mi pun acum poțiunea. Știți că e chestia, că n-aș săpa pe aici. Pentru că trebuie să ajungem într-un loc în care putem să săpăm după ancient debris. Și noi aici. Bine că pe aici măcar să vede ceva. Salut, prietenii mei porcii. Pare bine să vă cunosc. Bine, nu prea, dar... Înțelegeți voi care e ideea? Hai mă că ne dăre mult mai uman așa. Adică te descurci, vezi ceva. Ne-am mâncarea? Mamă, ce-a crezut că n-am luat. Sper să n-apară pic din că o să mă bată. Bine. Băieții, am un pic de emoții. Știți că lecturatul mereu când are emoții... nu prea vorbește, da? Deci așa că să nu mă înjurați, că am emoții. Am emoții, goldul cu silta și trebuie luat. Dar nu acum. Dar acum avem ceva trebică. Acum trebuie să căutăm din ăla. Dar beleaua e că nu știu pe unde să găsim. Trebuie să găsim un loc unde să ne putem duce jos, gen. Să putem săpa jos. Pentru că aici suntem relativ destul de sus. Suntem la stratul 51, suntem foarte sus. Nu că suntem relativ sus. Mamă, pe unde am trecut, mă, pe aici? Știți ceva? Așa.
Amă, treci mai repede prin lavă, dă-o încolo de treabă. Iertați-mă, prietenii mei, știu că sunt în flăcări, dar așa sunt mereu. Sunt mai în flăcări, așa. Hop. Boi, frate, dar... Haideți să... Nu știu, trebuie să găsesc un loc. Mamă. Câte minute am astea? 7 minute. Uite, sul sunt aici jos. Mă, nu m-aș am vrut să fac treaba asta, bă, dar am greu te miști prin lavă, bă. Dă-o încolo de treabă. Hai, da, bă. Și prin sul sendul ăsta nenorocit. Hai! Hai. Bă, dar aici suntem prea sus, mă, mâncați și 36, e o grămadă de lavă aici, ești nebun. Sper să nu mă întâlnesc cu piglin pe aici sau cu ceva ce m-ar putea să mă rănească rău, cu porci din aia nenorociți cum sunt pe breazlă. Vreau niște blocuri. Să am în caz de ceva să fug, să scap de ei. Mamă, dar m-am adâncit prea rău în asta lor, mă, mâncați-și. Știți care e chestia? Că nu știu unde să sap, că uite, 42. Uite, na, poftim. Cum să sap pe aici? Aoleo. Cum am dat eu de tine? Explicați-mi și mie. Nu știu dacă aici pot să sap, gen. 34, e sus, nu mâncați așa. Adică de aici cred că o să fie probabil numai lavă. Stați un pic, s-a stupat asta să văd dacă aici în jos e tot la fel, dar... Ce v-am spune că de aici o să fie... A, ba nu neapărat, a? Uite. A, ba da. Aha. Da, deci trebuie să găsesc un loc unde... Nu este atâta lavă. Și nu știu cum aș putea să găsesc. Uite aici e 27 și avem o grămadă de lavă. A, fire resistance merge și la ăștia, bun. Nu știam. Da, băieți, nasolică. Nasolică, nasolică, nasolică. Of, nu știu încotro să o iau. Mă credeți? Că nu știu încotro să o iau. Pentru că pe aici am tot fost. Și pe unde pui mai să mă duc? Nu am nevoie de quartz. Pe aici... N-am nicio șansă să găsesc pe aici. 32 și cred că ajungem iar la... Da. Am pe bune! E la 28, frate. Cum fac, mă, mâncați așa să dau de... Un loc unde să pot să sap la adâncimea asta să fie bine. Mă și oftică. Nu e, pe aici clar nu e. Nu. Deci pe aici clar nu e. M-am căcat pe mine. Deci am zis că mor. Efectiv am zis că mor. Și am așa pe piglinii lui Măta. Fai de mine. Deci efectiv am zis că mor. Mă, că și aici sigur e lavă. Tot la 28, frate! Cum pot să fac, mă, să nu mai dau de lavă la 28? Trebuie să fie un anumit biome sau ceva? Nu cred. Stați un pic să pun niște blocuri aici, hai de mine. Așa. Așa. Nu știu unde să stau. Deci nu știu unde să stau. Să pot să stau după netherite. Chiar nu știu unde să stau, pentru că aici este numai 20 și... Numai 28, la 28 dăm de lavă. Deci la 28 fix dăm de lavă. Și nu știu unde aș putea să stau, sincer să fiu cu voi.
chiar nu știu unde aș putea să sap, să nu dau de lavă. Dar și acolo, cred că tot lavă este. Nu știu. Și problema e că acolo nu știu cum aș putea ajunge. Adică... poate numai să mă arunc în lavă, dar... nu prea aș vrea să fac chestia asta, că și așa era să o mierlesc. Ăsta, am trecut eu pe aici, cred că de XP-ul ăsta aici. Ce mă oftică și ce mă supără. Bine că m-am poțiune de fire resistance. Dar de falling damage n-am. Dacă cad aici îmi rup picioarele. Încotro o iau eu. Deci încotro o iau eu. Pentru că pe aici nu cred că am nicio șansă să găsesc așa ca lumea. Poate numai să mă duc până jos și să... da, mă rog. Așa. Să găsesc albaia mai încolo, gen, să fac un pot ceva. Dacă tot am fire resistance. 36. Ce? What? Bă, ce... bă, nu se poate, bă! Bă, băieți, bă! Bă, ziceți-mi, bă, în secțiunea de comentarii, ce pot să fac, bă? Uitați-vă și voi, n-am poftim! Deci peste tot la 28 de lavă, mă! Ce moftică! Ce fac în situația asta? Deci mă supără rău de tot, pe bune! Uite-na, poftim! Deci deja mă oftică rău de tot. Rău de tot. Să-mi bat picioare, au ceva. Tot așa e. Zic să stau tot așa, că poate găsesc ceva pe aici, știți? Tot așa. Stați 39 de secunde, fire resistance-ul. Așa. Deci nimic, frate. Tot așa. Nu spune că biomul ăsta nu se termină niciodată în direcția asta. Aici e și mai sus, lava. Deci aici lava e și mai sus. Nu te cred așa ceva. Băi, frate, nu se poate, bă! Da, băi, deci nu... ce crezi că e Ancient Debris ăsta, dar nu e, bă, gamea și picioare să-mi bag. E Blackstone. Ia, taci. Că aici nu-i lavă jos. Na, poftim. Fiți atenți, că am găsit. Doamne ajută, deci cred că am găsit, băieții. Cred că am găsit. 21. La 11 trebuia să mergem, parcă nu? Dar nu înțeleg cum poate fi lavă undeva. 15. Doamne, perfect. Perfect. Câte? 11. Aici îi. Fix aici. Hai să vedem acum ce facem, băieți, că am găsit. Trebuie să ne rugăm acum să nu murim. Dați un pic să facem aici așa o cameră. Punem Ender Chest-ul aici. Ne luăm o poțiune de fire resistance, pe care trebuie să o și bem. O băgăm înapoi aici, luăm pe ăștia, asta nu ne trebuie, luăm pe ăștia. Și hai să vedem. Stați așa să pun drept. Mai bine, nu-mi place biomul ăsta, că văd că avem din astea, dar... nu știu dacă biomul ăsta se găsește, a? Oare să aibă vreo treabă că e biomul ăsta? Vedeți că aici gen... e altceva, dar aici e mereu din ăsta. Hai că încercăm. Punem unde ăsta. Bă, știți care e chestia? Că am găsit în biomul ăsta împuțit. Și cred că biomul ăsta împuțit nu cred că mă ajută. Sincer. Pentru că foarte probabil că pe aici să nu găsești cine știe ce. Adică cred că pe aici, sincer, nici nu știu dacă poate să fie, să fiu sincer cu voi. Bă, vreau să văd și eu ce e aici. Lavă și atât. Aici e doar biomul ăla, ești nebun.
Bă, dar nu mai bai omul ăsta, am aici, am mâncat și m-am bucurat că am găsit și am găsit... Era să zic eu ce am găsit. Bă, degeaba am găsit dacă... Nu, uite, parcă pe aici o să zic că este totuși, o? Ok. Avem o cicoare din asta. Aha. Și nu am găsit nimic. Yay. Vreau că se sparge, se sparge și greu. Ăsta alt. Față de 6 minute mai am. Hai să vedem. Uite, pe aici parcă totuși, să zic, arată mai ok de sapat cu ăsta. Ok. De unde mai ok? Tot așa. E bai, am combinat și asta mă oftică rău de tot. Nu știu dacă o să găsim băieți pe aici, prin biomul ăsta. E dubios rău biomul. Nu știu cum am dat tocmai de biomul ăsta, dar e dubios rău. Uite, nu vedeți? Care și din ăsta, dar mai mult din ăsta, cum se numește. Mai mult lemn din ăsta sau ce o fi el. Uite. Nașpa, deci e nașpa rău. Pe bun, e nașpa rău. Pentru că nici nu știi cum poți să sap pe aici, sincer. Hai, mai punem 4, dacă tot am venit aici, ce pui mei, nu plecăm așa acasă. Dezamăgiți. Da, nu chiar așa. Ok. Băi, dau, bă, mama. Bă, băieți, nu găsim, bă, uitați-vă și voi, na. Na, poftim, na. Mai ziceți ceva. Bă, la 11 era, la 11 eu știu că eram. Dar sunt curios dacă în biomul ăsta se pot găsi Ancient Debris, adică vedeți și voi că pe aici nu prea sunt așa multe din asta. Eu mai știu să mă întorc de aici oare. Găsesc eu cale dacă nu, da. Nu, că mă supără pe bune. Nu știu cum de sunt numai în biomul ăsta, frate. Pe bune, cum de am rămas doar în biomul ăsta? Și cum de tocmai aici am găsit? Nu, e pe aici, e mai rău. Deci și voi. De la biomul ăsta în care sunt. Hai că... Credeam și-o cazat să-și revină, dar de unde? Cred că trebuia să merg în partea cealaltă unde aveam village-ul, dar nu... Cred că nici acolo nu era. Băi, dar nu se poate, bă, așa ceva, mă. Deci pe bună nu dau de alba, hai, eu mâncă. Nu știu ce am făcut aici. Da. Își bate joc de mine efectiv. Deci își bate joc de mine efectiv. Băieții mei, își bate joc de mine efectiv. Uitați-vă și voi. Bă, nici măcar biomul nu-l găsesc. Nu e vorba că nu găsesc Ancient Debris. Da. Să zice și puțin la Fire Regeneration. Uite, găsesc din când în când două din ăștia și atât. Da, nu. Deci își bate joc de mine, băieți. Sunt în același biome de fiecare dată. De mood, cred că se numește. Nu, că e nebun, ești nebun? Nu, nu găsesc nimic, o să plec. Nu, că plec, n-am încotro, băieții. Na, nu. Uitați-vă și voi, na. Deci a bătut joc de mine biomul ăsta, și a bătut, uitați-vă și voi cât am mers și încă în același biom, ești nebun la cap. Du-te bă de aici, că ești nesimțit, pe bune jocule. Uitați-vă și voi cât am mers și încă stă în același biom, ești nebună. Na. Na, că și a bătut joc de bătrânul lecturat, bă. Da, să-mi iau ăsta cu mine și să plec, deja supărat. Pe bune, no, și-a bătut joc de mine grav, pe bune. M-am bucurat că am găsit stratul, dar l-am găsit degeaba. Deci l-am găsit degeaba. Mai am 2 minute. Aia e. Băi, frate, băi ce mă oftic, băi ce mă oftic, băi.
N-am găsit, deci n-am găsit nimic. Și nu că numai că n-am găsit nici biome. Asta mă oftică și mai tare. Eu să mă duc spre vilejul. În partea aia, că în partea aia n-am fost. Bine, că acum deja nu am poțiune de fire resistance, deja. Da, de unde găsim partea asta? Mă, ce-i acolo? Pe bune? Aveam Nether Fortress fix lângă casă. Da, nu, păi aici n-ai ce să faci, mă, mâncați așa. Uite și pe asta. Mersi. Bă, nu mă bate eu. Așa, trebuie să luăm, prostia asta de magma. Nu, trebuie să mergem și în partea asta, dar... Dar pe sus, mai bine, frate, că dacă merge pe aici nu vedem nimic, iar ajungem într-un loc din ăla nenorocit. Da, nu, că deja, deja mă supăra era de tot. Hai, da, bă, lasă-mă. Așa. Pune-mi niște ăștia ca să știu mai mult pe unde să mă întorc, să fiu sincer cu voi. Lasă-mă, magma cubule. Eu n-am treabă cu tine și nici nu vreau să am, să fiu sincer. Uite, biome normal, finally. Dar... De aici o fi bine? Să sap. Hai că vedem acum. Așa. 68. Dacă e 68 stratul, cam slabe șansele. Ok. 56, bă, ești nebun. Asta e un fel de peșteră, dacă vă uitați. Bă, nu face la mine. Copile. Totuși o să nu... Că mă sperie și o câție ordinar. Că fac urât. Oleo, bă, dar... Eu! Eu! Stai, vreau dacă nimeni ringhesul aici. De ce ești de simțit? Bă, ești nebună? Cum a nimerit aia, mă, că am dat în continuu în ea. Cred că asta a fost și problema, că am dat în continuu, mă. Stați așa. Bun. Am ajuns aici. Și de aici? Da. Lavă din nou, frate. Stai un pic din acolo, nu vreau să-mi va cu el. Vreau să încerc să mai stau în jos. Suntem la strada 37. N-ar trebui să fie imposibil, dar ce-am spune că nu o să meargă. Dacă deja dăm de din asta roșie, cred că e clar. A? Sau? A? Sau? Ba da, merge, bă! Merge, bă! 19, Doamne ajută! 13? Perfect! Aha! Stai! Dai irlandezule! Ce faci, tovarășe? Uite ce o să fac, mă jucam un pic de Minecraft, tu ce faci? Stai Minecraft! Da, sigur că da! Hai că trebuie și eu imediat și vin să ne vedem. Păi nu, că nu mai joc mult oricum, hai. Că zic când plec. Hai, te pup, pa. Amicii mei, ia uitați-vă. Am găsit biomul, dar dacă am găsit biomul nu înseamnă că avem și ancient debris. Adică nimic interesant pe aici. Sincer, nici nu știu dacă să mai astup focul după ce sparg, pentru că e posibil să nu facă nimic. Stați așa, să mă duc mai așa ca să pun mai multe pe aici, gen. Uite, punem unul aici. Aha. Mi s-a dus poțiunea de fire resistance, băieții. Bine că am fire protection, dar
Degeaba. Băi, frate, dar mă... Hai de mine, mă, băieții mei, mă... Mă, ce se întâmplă, mă? Nimic, nimic, nici aici. Așa că mai punem un pat pe aici. Sper să nu mai iau prea mult damage, sau cel puțin nu de la foc. Bun. Băi, da, e greu de găsit în șendibrisul ăsta și problema e pe breazlă că... După cum puteți vedea și voi, îmi iau de damage. Bine, aș trebui să arunc poțiunea aia de splash, dar nu prea contează. Și nici nu vezi, știi, dacă ai pe aici pe undeva. Dar nu e. Tactica asta nu pot să zic că e proastă, dar e și greu de găsit cu ea. Adică uitați-vă și voi numai cât mă pătimesc. Nu! Toate sendule. Bă, dar asta a și căzut aici. Stați un pic, că dacă ăsta a căzut aici, înseamnă că trebuie să mă uit atent, că... Poate a căzut fix pe el. Hai, dă-te încolo de gravel. Te-ai găsit să cazi tu fix la mine aici, în episodul meu. Dar nu pare să fie ceva aici. Da. Și dacă e, oricum nu o să știu niciodată. Nici n-am o lopată foarte bună, zici că... Aoleu, aoleu. Ancient debris! Băi, era la strat mai mic cumva? Să nu fi fost la strat mai mic și o să fiu prost. Stați un pic să mă duc mai așa. Nu vreau să dau de gravel din nou, nu. Fără gravel, fără gravel. Așa, uite aici, perfect. Pune patul acolo. Eu mă pun așa la distanță. Sigur. Am luat damage, grămadă, dar n-are nimic. Băi, dar nu e mă deloc, mă. Hai, prietene, Ancient debris. Da. N-am avut noroc nici de data aceasta. Și ideea e că trebuie destul de multe. Ca să facem ceva ca lumea, ne trebuie destul de multe. Deci, da. Nu știu ce să vă mai zic, că deja mă supără. Trebuie să mai punem un pat aici. Eu mă pun aici. Aha. Bă, bine că nu am dat de lavă, da. Nu e, mă, nu vrea să fie. Deci mă gândesc că parcă așa am săpat eu pe brațul și am găsit. Deci da. Nu este. Nu ete. Nu ete. Dacă nu ete, nu ete. Aia ete, nu ete. Nu ete, aia ete. Bun, punem ăsta aici. Mai luăm că mai avem un pat. O poțiune de regeneration. Mai dăm cu un pat și mai săpăm un pic normal, gen. Poate găsim ceva. Dacă nu, ne întoarcem data viitoare. Hai să mergem mai în față. Așa. Și mai punem un pătuț aici. Băgăm ăsta aici. E cam aproape, uite aici. Bă, nu iar, bă. De ce ești scârbos, bă? Gravel. Da. Ce ziceți, băieții? Merge treaba? Nu, vă spun eu, nu merge, nu e bine. Deci nu e bine. Și nu m-am niciun pat. Și nu mai am niciun pat și Ancient Debris nu se găsește. Da. Băi, din păcate cred că o să punem capăt acestui episod aici momentan, pentru că nu găsim Ancient Debris, frate, și nu mai avem nici lucruri. O să mă întorc eu înapoi a căsicul și poate găsesc ceva, că uite, să sparg așa, o să termin și târnăcopul și... Oh! Da, hai să lut prietenul meu! Finally! Finally! Iar gravel. Am găsit o bucată, băieți. Am găsit o bucată. N-am venit degeaba. Am găsit o bucată. Am văzut un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!